Și iată că România devine puțin mai verde. Guvernul român crește prin noul pachet de măsuri fiscale. TVA-ul la panouri fotovoltaice de la 5%, cât este în prezent, crește la 9%. Eforturile de tranziție la o energie verde asumate la Bruxelles de România se lovesc de un zid atunci când vine vorba despre colaborarea cu instituțiile statului, furnizorii și distribuitorii de energie electrică. Însă mai multe ne spune Adrian Bogdan, editor al F Business, mult mai în măsură să ne vorbească despre acest subiect. Adrian. Da, bine, acum într-adevăr avem sau am putea avea din 2024 ceva dificultăți, să spunem, cu toate că nu neapărat înseamnă că ne lovim de un zid, poate că pe de altă parte mai eliminăm și din, știu eu, avântul celor care nu au know-how, dar vor să intre în zona asta, așa cum spunea și mai devreme domnul Sebastian Burduja la o conferință de profil. E posibil să apară modificări fiscale în mai multe domenii, n-au cum să apară doar în anumite zone, atâta vreme cât Comisia Europeană ne dă totuși voie și aprobă acel pachet fiscal, deocamdată nu e aprobat, nu știm când și dacă va fi. Dacă ei consideră de bun augur, atunci vom merge mai departe chiar și cu 9%. Până la urmă, important ar fi să avem proiecte bine realizate, structurate, legate la energie, la rețeaua de energie publică națională și chiar dacă un TVA un pic crescut, ar putea totuși să fie în regulă, zic eu, asta e opinia mea, până la urmă nu sunt chiar cel mai mare specialist, dar putem vorbi cu unul dintre ei, Daniel Pintilie, pe care îl avem alături de noi, expert în energie. Salutare și îmi pare bine că ne auzim. A fost o perioadă destul de lungă în care n-am comunicat poate așa de bine, iată, pentru că a mai scăzut tensiunea în energie. Acum avem din nou o discuție. Cum credeți că arată pachetul fiscal dacă el ar fi aprobat în forma asta? Descurajează companiile, descurajează, știu, prosumatorii poate? Care ar fi primele efecte dacă el intră în forma asta cu TVA de 9% în vigoare? Bun găsit! Da, este surprinzător, în același timp de așteptat ca guvernul să începe să facă rost de bani de oriunde, inclusiv în această zonă extrem de fierbinte pe care o vedem, respectiv energia curată și tranziția către energie curată. Luând separat întrebarea, nu cred că tranziția către energie verde va fi cu adevărat afectată pe termen lung, dar cred că România va fi afectată, românul va fi afectat de această creștere TVA prin impactul direct la propriul buzunar atunci când va dori să-și monteze niște panouri pe casă, atunci când va dori să-și monteze, să-și instaleze pompe de căldură. Acolo, da, vor fi lucrurile mai scumpe decât în trecut, dar, repet, pe termen lung nu cred că vor fi afectați românii în privința tranziției către energie verde ca și țară. Asta e o veste bună. Avem măsuri fiscale pe toate planurile, cumva. Până la urmă, vorbim de ceva care ne afectează direct la buzunar, mai mult, mai puțin, acele procente în plus sau în minus, sau vorbim și în energie, și mă refer aici la întreg sectorul, nu neapărat la cel de energie verde, această impredictibilitate pe care și o nesiguranță, da, pe care o vedem peste tot. Oamenii din business, cel puțin zona asta de business, asta reclamă. Dom'le, plătim și impozite mai mari și taxe modificate, dar ar trebui să știm și noi mai din timp. Bineînțeles, acum MFP-ul a pus în dezbatere publică un proiect deocamdată, asta după câteva luni de zile în care am văzut diverse variante și diverse posibilități prin care să avem o altă structură a pachetului fiscal. Nesiguranța asta se resimte și în energie, pentru că am avut și situații în care au fost contestate anumite taxe suplimentare, știm foarte bine acele ordonanțe care veneau cu taxe pe veniturile în exces. Acum avem din nou discuții din partea austriacă, din partea OMV, vor o altă lege offshore sau o modificare a legii offshore, adică nesiguranța asta vine din partea statului și afectează companiile sau sectorul energetic, sau ea este cumva reglată în timp ușor-ușor de discuțiile care au loc, iată, bilateral, cumva, între stat și mediul de afaceri. Nesiguranța a fost și rămâne principalul factor care speră orice investitor. Această nesiguranță legislativă și a mediului economic
cel puțin de când sunt eu în energie, a existat și continuă să existe, fără să înțeleg de ce. Înțeleg că jocurile politice presupun și oarecare imprevizibilitate și nesiguranță, dar pe termen lung orice investitor își dorește să vadă că lucrurile sunt sigure, sunt certe, că își poate face calculele într-un mediu predictibil și mi se pare corect și normal să fie așa. Ce mă surprinde să văd totuși că guvernul nostru a ales să crească TVA exact la zona în care alte țări sau majoritatea țărilor ale Uniunii Europene au ales să o reducă. Respectiv, vă dau un exemplu, Marea Britanie a ales să păstreze sau să aibă cota de TVA 0% la panouri fotovoltaice, în timp ce Germania, dacă nu mă știu, chiar acum pregătește un pachet legislativ care să reducă tot la 0% pentru putere până în 30 de kW. Deci mesajele sunt clare. Marii jucători, marele țări din Europa încurajează în mod activ energia, tranziția la energie verde, respectiv reducând cota la TVA la aceste panouri fotovoltaice, că despre ele vorbim. Și, repet, mă surprinde că guvernul a ales această nișă, că până la urmă este o nișă, să o taxeze mai mult decât, decât celelalte țări, unde economia e sigur e mult mai stabilă. Poate e un jucător mai puțin important în anul electoral care urmează, consumatorul, prosumatorul, cine știe, e poate fi o explicație. Bine, vă mulțumim, domnule Pintilie, și vă mai așteptăm la Alef News. Deocamdată ne oprim aici și vedem cu energie cum stăm și mai departe.